Bună ziua, am revenit, așa cum vă promiteam, un nou interviu cu unul dintre consilierii locali. Dacă mai devreme am avut invitat pe domnul Ochilez de la USR, de această dată vă propun să discutăm cu alesul local PNL, Teodor Popa. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt la prima oară noastră. Da, asta vreau să vă spun, că vă mulțumim că ați venit. E important să discutăm cu aleșii locali, pentru că sunt cumva singura noastră pârghie, să-i spunem, prin care să aflăm mai multe despre ce se întâmplă în oraș, despre ce urmează să se întâmple, cum se dezvoltă sau nu orașul nostru și cât de bune sau nu sunt proiectele inițiate de primar sau de ceilalți consilieri locali. Dumneavoastră, mai ales că, așa cum vorbeam și mai devreme, sunteți într-o comisie importantă de specialitate a Consiliului Local, buget, finanțe și celelalte sunt importante, absolut, dar cred că important mai întâi este să avem banii necesari pentru implementarea de proiecte. Și voiam să vă întreb, pentru că am observat în ședințele comisiei de specialitate, de-a lungul timpului ați atras așa atenția câteodată că se întâmplă prea des și cumva neeficient aceste rectificări bugetare. Cred că nu e lună, nu? Să nu avem... Da, din păcate, din octombrie, am trecut, când am depus în jurământul și până în momentul de față, cred că au fost lună de lună, au fost rectificări bugetare. Cred că aceasta este o cutumă în serviciul financiar al primăriei. S-a obișnuit în felul acesta să fie tratată problema aceasta a bugetului și în fiecare lună noi avem o rectificare în funcție de ce schimbări în cifrele de execuție bugetară a primăriei apar sau ce bani vin sau pleacă din primărie. Să zic că am urmărit și la alte primării și nu este chiar așa. Adică există și acolo rectificări bugetare foarte dese, dar parcă nu lumea dă. Atunci când vin sume noi în bugetul local, e normal. Nu, aici nu putem comenta. Dar atunci când se anulează diferite alocări pentru diferite proiecte, se mută pe alte proiecte, unele chiar noi, care până acum n-au fost, pare cumva că cineva, nu spunem cine, dar nu știe clar ce vrea să facă cu orașul ăsta. Da, eu am mai spus-o. Există o serie întreagă de direcții în primărie. Directorii executivi, de foarte multe ori, nu își fac un plan anual foarte bine pus la punct, în așa fel încât să cunoască care este nevoia de bani și să-și poată justifica bugetul pe anul respectiv. Cred că de aici pleacă cumva deficiența asta, în a modifica tot timpul. Eu am mai atras atenția doamnei director financiar de foarte multe ori asupra acestui aspect, însă mi-a dat până la urmă la dreptate și trebuie să recunosc și la rândul meu că și dânsa are dreptate, pentru că nu e dânsa principală vinovată, doamna Vigioi Golba, aici doamna de pre-executiv, ci sunt și ceilalți dumneavoastră, pentru că atâta timp când îi dai niște informații corecte, niște informații viabile, niște informații care se pot baza pe crearea unui buget care, fie vorba între noi, bugetul unei instituții este pilonul de bază al activității acelei instituții pe o perioadă destul de lungă de timp. Un an nu mi se pare o perioadă scurtă. Și atunci e clar că și serviciul financiar este pus în dificultate atunci când își creează această balanță de venituri și cheltuieli anuală, în așa fel încât e necesar, din când în când, să poată face o rectificare. Ca să poată ține controlul banilor, altfel e destul de dificil. Pe de-o parte, consider că este adevărat cumva necunoștința sau nepăsarea unor funcționari publici conduce la astfel de situații. Pentru că neavând cine trebuie informațiile corecte, în momentul în care le descoperă, trebuie să modifice dacă nu e legal sau nu se poate implementa respectivul proiect din diverse motive. Dar în același timp au mai fost situații în care primarul a venit cu noi și noi proiecte sau n-a mai alocat pentru acel proiect, a mers pe alt proiect și a apărut cumva, poate lipsa de experiență administrativă, să-i spun.
care există probabil și o asemenea justificare, dar să știți că de foarte multe ori modificarea aceasta într-un anumit tip de proiect a venit și datorită faptului că legislația este foarte, foarte mișcabilă, să zic așa. Azi e o regulă, mâine e altă regulă. Și atunci și de aici pleacă o serie întreagă de disfuncționate. Au mai fost situații în care serviciile de resort au greșit anumite sume, au greșit anumite formulări și a trebuit reluat proiectul de hotărâre. Sunt greșeli care, de fapt, te încurcă în crearea unui buget stabil. Asta, într-adevăr, au fost niște lucruri care au deranjat. Da. Primarul Chițaru, la început de mandat, n-a venit și a schimbat funcționarii, ca să spun. Nu s-a întâmplat așa o revoluție. Am mai spus-o. Primarul Chițac este un primar foarte corect. El încearcă să respecte legea așa cum scrie și, și poate fi interpretată legea. A căutat cu toată priceperea lui să păstreze pe poziții oamenii fără să creeze, anumite presiuni sau ilegalități și să îi îndepărteze pentru a nu crea, nu haos, să spunem, pentru a nu crea, o stare de derută, o stare de neliniște în rândul funcționarilor din primărie. Eu sunt convins că încet, încet primarul Chițac își va face o echipă solidă și va face față cu brio tuturor provocărilor pe care le va întâmpina și de aici înainte. A avut o serie întreagă, a fost un an greu pentru el și pentru, chiar și pentru noi consiliere și pentru echipa care s-a clădit în jurul dânsului. Și trebuie să recunoaștem că a făcut și lucruri bune, a avut și oarece, scăpări. Este inerent pentru un primar aflat pentru prima, în primul său an de mandat într-o primărie destul de grea, destul de mare. Cred că aici trebuie să ne gândim. Eu zic că nu putea mai mult să facă decât a făcut, adică nu a mers pe ideea de a îndepărta oamenii pentru că așa își dorește el, ci a mers pe ideea aceea că își face treaba, poate fi păstrată în continuare. Nu își face treaba, e clar că poate fi trasă răspundere. Primarul a inițiat și niște proiecte controversate. Se spune, de exemplu, parcări, regulamentul parcări. Acum, regulamentul zonei peninsulare, de acces în zona peninsulară. Și voiam să vă întreb, pentru că știu că au mai existat declarațiile consilierilor locali PNL, în acest moment, cumva se încearcă modificarea acestui regulament al parcărilor. Ați dori să inițiați un proiect de hotărâre pentru modificarea lui. Cum? Știți ce se întâmplă? A spus că primarul a inițiat niște proiecte legate de niște. E impropriu spus că primarul inițiază. El este, de fapt, legal inițiator. Pentru că trebuie să recunoaștem că acele proiecte vin din partea unor servicii specializate. Nu cred că are timpul necesar și neapărat priceperea, că cred că până la urmă ar găsi soluții. Dar nu are timpul necesar să citească și să urmărească cu multă responsabilitate fiecare proiect în parte. Ați văzut ce înseamnă un proiect de hotărâre. Sunt câteva zeci sute de pagini noi. Problema e că tarifele impuse n-au fost stabilite fără să cunoască. Fără să le cunoască. Da, probabil că i s-ar pune niște justificări atunci în ceea ce privește tarifele impuse la început. Știți foarte bine că lucrurile n-au stat chiar așa. Consilierii au avut pulsul străzii, să-i zic într-un fel. Cetățenii ne-au atras atenția că totuși nu este un proiect chiar atât de fezabil și atunci am căutat să transpunem în practică sfaturile și să zicem așa, semnalmentele venite de la cetățeni. Și nu numai de la cetățeni, au fost și oameni, dacă vă ați aminte, a fost chiar un workshop într-o seară cu niște oameni responsabili pe domeniul respectiv, în care știau despre ce este vorba. În domeniul urbanismului, în domeniul parcării, în domeniul circulației rutiere. Deci au fost o serie de
de personalități acolo care și-au spus cuvântul în cauză, în cunoștință a ceea ce se întâmpla. Ăsta a fost și motivul pentru care regulamentul a fost un pic schimbat. El era mult mai sofos, vă aduceți aminte că a fost în dezbatere publică și cu niște prevederi un pic mai dure, un pic mai, să zic, nu în acord cu ceea ce este în Constanța. Noi atunci am ajuns la concluzia că trebuie să dăm drumul la un regulament de parcare, pentru că venea vara și nu aveam încă un regulament de parcare. Trebuia să dăm drumul la un regulament de parcare pentru că trebuia să cumpărăm tot ceea ce nu neapărat să cumpărăm, numai parcometre, dar și să achiziționate servicii gen comandă prin telefonie, prin nu știu, tot felul de alte mișloace din astea la fisc, la chioșcă, în așa fel încât să putem să acoperim vara cu parcări și să putem câștiga o sumă de bani pentru a putea mai departe să clădim niște parcări noi. E clar că acel regulament, deși toată lumea e de acord că nu este un regulament perfect, nu este singurul regulament pe care noi îl avem în vedere să-l modificăm. Consilierii din toate cele trei grupuri își doresc lucrul ăsta. Nu e vorba numai de noi, peneliști. Și USR-ul vrea, și PSD-ul dorește același lucru, să modificăm acel regulament. Mai este și regulamentul 77 cu gospodărirea și frumusețarea orașului, protecția mediului și înfrățarea orașului. Și acela trebuie modificat, pentru că și acolo sunt niște prevederi ciudate, efectiv. Și atunci, noi ne punem cât de cât priceperea treabă și sperăm ca în termene cât mai scurte să putem face modificările de rigoare în folosul cetățeanului. Referitor la 7-7, să știți că eu am avut o controversă teribilă cu Horia Constantinescu pe acest aspect, pentru că domnia sa a format o hârtie pe care a trimis-o asociațiilor de locatari, de proprietari și de locatari, în care spunea cu subiect și predicat că nu e de vinovat hotărârea Consiliului Local, este așa. Uitând că, de fapt, el a propus, sau el, sau serviciile care le coordona, a propus acel regulament și acea regulă. Ca să nu mai spun că era propusă de el, dar încălcată cu bună știință de el. E adevărat că acel departament care l-a dat la conducere a propus, dar dumneavoastră ați votat și ați făcut ca acel lucru să fie legal. Nu numai dumneavoastră, tot consilierul local care l-a votat pentru. Eu de asta probabil s-a folosit de acest... Cu siguranță, cu siguranță. Acum, eu vă spun o serie întreagă de proiecte. Sunt trecut așa foarte rapid de consiliere în momentul în care le vin spre analiză. Timpul este foarte scurt. Sunt situații în care primim proiectele de hotărâre în timp legal, adică cu 5 zile înainte de a avea ședința ordinară. Dar sunt proiecte de hotărâre care primim cu seara înainte. Tocmai. Și asta nu crezi că e o problemă a administrației locale? Este, dar de multe ori, știți, trebuie neapărat introdusă pentru că e o urgență la moment. Când vorbim de urgență, absolut. Sunt urgențe și trebuie, nu? Dar sunt momente în care poate unele proiecte ar putea să mai aștepte și gândite mai bine și analizate. Acum a spus și dumneavoastră că și domnul primar de foarte multe ori a decis pe ultima 100 de metri să retragă anumite proiecte tocmai din motivul ăsta. Iar și regulamentul parcare, dacă vă aminte, a fost retras prima. Da, dar tocmai din motivul ăsta. Nu a fost mai presiunea publică. A fost un tip înțelept în momentul acela, pentru că nu a fost mai presiunea publică, a fost un tip înțelept pentru că el a ascultat și într-o parte și în alta și s-a hotărât să retragă, pentru că a considerat că e cel mai potrivit lucru ăsta. Adică era o încăpățânare care nu și-avea rostul. Dar eu o cunosc de am bun și știu că ia deciziile cele mai bune în momente critice. Și atunci a fost un moment critic. Că dacă noi continua, noi, dacă se păstra acel proiect în momentul ăla, era un moment de criză un pic așa, pentru că toată lumea era speriată, deși n-avea de ce să sperie, că nu era... De banii care îi scăteam din buzunar. Era o sumă. După aia mai scăzut exact, dar nu. Tarifele. Și aplicarea lui acum, vedeți că nu a fost chiar atât de, știu, nemaicunt impactul asupra prețurilor la parcare. Să știți că am fost în București, pentru că eu am plătit 28 de lei. Deci, să nu mai spună mie bucureștean că vine în Constanța și plătește, nu știu.
E adevărat că lucrurile astea nu vor rămâne așa. Adică știm și noi de s-a greșit. Ăștia îmi deranja mama aia, nu da, da. Neapărat Constanța. Da, știți, e bine mama aia după an. Eu mă duc în București de cel puțin 6 ore. Asta e. Poate că se strânge să leagă de se jucă în locația, dar nu asta e problema. Problema este că e adevărat au fost scăpări regulamente și vor fi modificate. Deci toată lumea e de acord că nu pot rămâne anumite prevederi așa și îmbunătățirea altele, introduse altele, pentru că un regulament e tot una perfectivă, ce să nu ne mai știu cum fost. Dar e bine că avem, să știți, e bine că avem. Chiar dacă a fost contestat din câte am înțeles în instanță, până acum nu s-a aprobat nicio decizie și sper să nu se ia, pentru că și chiar dacă se vor lua, vom modifica acolo unde instanța hotărăște lucrul ăsta. Dar noi nu trebuie să rămânem fără regulament de parte. Absolut. Cel puțin opinia personală, dacă îmi permiteți, e necesar să plătim pentru locurile de parcare, tocmai pentru că ne dorim și altele și ne dorim o parcare civilizată, ne dorim să avem la dispoziție tot ce trebuie pentru a putea circula cu ușurință în oraș, în municipiu. Doar că a fost atunci acel moment dificil și faptul că nu a fost anunțat cumva dinainte și faptul că existau acele tarife care nu se păreau mari. Acum a rămas această tarifare de noapte care o considerăm nedreaptă. E adevărat. Aici este un între cel de noapte și probabil și sâmbătă duminică sau sâmbătă. Și de asta a fost poate acel moment așa mai critic. Da, spuneați atunci și spuneați că atunci primarul Chițac l-a retras. Dar vreau să vă întreb, n-a retras la solicitarea consilierilor locali anularea puzului Mamaia și Palazul Mare, acum de curând. Da, acolo a apărut că ce se întâmplă? Acolo a apărut o mică controversă. Au fost mai multe păreri din punct de vedere juridic asupra anulării acelui document. Și atunci noi am zis că noi am propus să-l retrag. Dacă vă aminte, chiar președintele de ședință a cerut lucrul ăsta domnului primar. Domnul a retras anumite, o parte dintre cele care au fost ordinea de zi ordinară, cele care au fost puse pe ordinea de zi extraordinară, au rămas. De ce au rămas? Pentru că domnia s-a considerat că din punct de vedere legal este ok. Noi n-am spus că nu este ok din punct de vedere legal opinia dânsului. Dar am avut oarece îndoie, pentru că noi am primit pe mail o serie întreagă de informații, de sesizări, în care ne explicau oameni și în afară de asta au fost juriștii de pe lângă Partidul Național Liberal, care au spus, domnule, totuși sunt anumite chestii care nu trebuiesc ocorite. Și atunci am zis, domnule, haideți totuși să le retragem, să vedem, să mai discutăm, să vedem exact care este forma cea mai bună de a putea renunța la opusul existenței și să înlocuim cu ceva în regulă. Este clar că domnul primar are dreptate, cum arată Mamaia în momentul de față și chiar și Palazul Mare. Și nu mai. De ce să spunem? De ce să nu punem lucrurile pe lume? Că sunt... Mie nu-mi place, de exemplu, nici Tomis Plus. Nu-mi place nici compozitorilor. Nu-mi plac mai multe locuri din orașul ăsta, cum arată. Dar nu mai avem ce face în momentul ăsta. Dar măcar să stopăm cum este. Deci, din punctul meu de vedere, nu s-o arată de tare. Dar, pe de altă parte, și noi, consilierii, sau cei care ne sfătuiesc pe de altă parte, avem dreptate, pentru că haideți să facem lucrurile să fim cu toții mulțumiți. Ăsta a fost singurul. N-a? A fost... Și știți care e chestia? Eu sunt un om care... mie îmi place critica. Dacă cineva mă critică pe mine, eu chiar sunt foarte mulțumit, pentru că pot să-mi văd greșelile pe care le comit. Dacă doriți să... Așa sunt eu. Alții poate nu sunt așa. Momentul ăsta a fost un moment în care cu toții am avut o părere. Deci nu a fost nimeni, nu a fost deloc împotriva a ceea ce s-a pus dânsul pe ordinea disciplinară, dar am zis că e mai bine la momentul ăsta să discutăm totuși lucrurile în amănunt și să propunem un proiect de hotărâre corect din toate punctele de vedere și din toate unghiurile, cum îl privește oricine care s-ar adresa acestui proiect de hotărâre. Ăsta a fost motivul. Deci nu că
N-a fost nicio încăpățânarea dânsului, nicio încăpățânarea noastră. Au fost niște puncte diferite de vedere. Asta e singura diferență în toată afacerea asta. Și USR-ul a avut alt punct de vedere, și PSD-ul a avut alt punct de vedere. Deci fiecare a avut punctul său de vedere și nu zic că unul a greșit în un fel sau altul. V-am întrebat pentru că în momente de genul ăsta pare cumva că aleșii locali PNL nu susțin proiectele primarului PNL. Nu. Care exista o falie, discuții, certuri. Exclus. De asta v-am întrebat, pentru că în momente de genul ăsta, când consilierii PNL nu votează proiectele primarului, pare că există neînțelegeri. Atunci ar fi fost la fiecare ședință, ar fi fost o discuție de genul ăsta. Dar nu, asta s-a întâmplat, asta a fost o întâmplare și v-am spus de unde a fost întâmplarea. Din modul de a interpreta proiectul respectiv de votare. Nu. Există o paralelă foarte ok între primar și consilier, liberal cel puțin. Nu știu cum lucrează domnul primar cu celelalte grupuri de consilieri de la USR sau de la PSD, dar cu noi chiar are o colaborare destul de serioasă. Ne întâlnim destul de des la partid, însul vine să-și spună proiectele mai importante. Cred că dacă acest proiect era pe ordinea de zi ordinară, dânsul venea și ne explica. A fost pus cu două zile, parcă, nu? Înainte de a fi la ședința ordinară. Nu a avut timpul necesar să ne explice punctul de vedere pe care îl avea. Cu siguranță, la următoarea dată, când dânsul a promis că îl va reintroduce. Exact. Cu siguranță va veni să ne explice exact punctul său de vedere. Până atunci, oricum, și noi o să ne lămurim cum stă treaba cu acest proiect de hotărâre. Știu că s-a pus în discuție foarte serios cu domnul prefect Coșa. Deci sunt lucrurile sunt avansate față de cele două proiecte de hotărâre. Dar cu siguranță ele se vor, să zic, armoniza punctele de vedere în momentul respectiv. De asta vă întrebam, pentru că sunt, normal, știți că lumea vorbește sau interpretează anumite acțiuni. Și câteodată auzim, ca jurnaliști, tot felul de lucruri, inclusiv de la membrii PNL, că există mai multe mișcări așa în partid, unii susțin în continuare acest mandat al domnului Chițac, alții nu și-o doresc pe Felicia Ovanesian ca city manager. Sunt astfel de discuții? Referitor la faptul că nu susțin pe domnul primar, nu știu să fie vreo falie în sensul ăsta, cel puțin la Partidul Național Liberal. Noi toți îl susținem. Deci eu vă garantez că toți cei 10 consilieri locali din partea PNL-ului susțin și îl ajută atât cât pot și cât li se cere sprijinul. Nu cred că există diferențe și certuri sau altceva între PNL latura, să spunem, consilieri latura primar. Deci nu am auzit de așa ceva. Cât privește o city manager, ea nu este, doamna Ovanesian, nu este membru PNL. Deci nu este regimentată în partid. A fost. Dânsa a declarat public că nu are nicio responsabilitate politică, îi înțelegem și respectăm decizia. Problema la doamna Felicia Ovanesian, cel puțin din punctul meu de vedere, deci este personală, este că, la fel ca și Horia Constantinescu, îi place să arate cu degetul spre consilieri, indiferent care sunt ei. Ei sunt vinovați, ei au hotărât. Ceea ce nu e corect, totuși. Noi nu facem decât să punem în practică sau să decidem dacă un proiect de hotărâre îl considerăm în regulă sau nu. Dar asta nu înseamnă că noi hotărâm cu bună știință ce sau că vrem noi să facem niște impuneri din partea noastră. Nu, sunt niște proiecte de hotărâre care sunt introduse, sunt construite de niște oameni, în opinia noastră, care se pricep pe acele domenii, iar noi nu facem altceva decât să constatăm utilitatea, legalitatea și știu, viziunea în dezvoltarea orașului acesta. Asta e singura noastră menire acolo. Noi trebuie foarte important. Este foarte important, pentru că, să știți,
consiliere, în afară de faptul că trebuie să respecte disciplina de partid, îi trebuie să respecte și disciplina cetățeanului. Adică, noi mandatul nu l-am primit la partid. Noi mandatul l-am primit de la cetățean. Și vă spun sincer că suntem urecheați. Nu, era următoarea întrebare. Suntem urecheați. Dacă vă mai întâlniți cu cetățenii, și ce vă spun aceștia? Da, ne întâlnim. Noi avem și un program de audiențe la partid, săptămânal. Vin cetățenii la noi, se descarcă de necazurile pe care le au. Încercăm să rezolvăm cât putem de mult. Explicam mai devreme că avem niște ziduri în primărie de care ne lovim. Personal, eu m-am lovit de foarte multe ori. Puține persoane care m-au sprijinit. Puține persoane. Aș vrea să le dau și pe nume, dar să nu cumva să fac mai mult rău decât mine. Care m-au ajutat, vorbesc. Dar sunt oameni care au greutăți. Sunt oameni care locuiesc în zone în care nu există asfalt pe strada lor. Nu au locuri de parcare, nu au locuri de joacă și multe alte probleme. Au fost, de exemplu, la Pericoană, venit o doamnă care era foarte fericită că locuiește acolo, dar din nefericire pentru dânsa deasupra locuia un individ care tot timpul crea tot fel de probleme și a ajuns până să spargă o tubulatură și cursa apa, a inundat-o și pădând, s-a zis, nu mai pot să lucrez acolo. Am găsit în sărge la cei de la Helipante și a fost mutată doamna din spațiul respectiv, într-un alt spațiu pielnic. Adică sunt situații și situații, să știți. În general vin oameni în vârstă, vin oameni care au copii mici. Eu, sincer să fiu, îmi pare că nu pot să rezolv toate problemele, pentru că nu am puterea asta. Am să vă dau un exemplu, pentru mine a fost semnificativ și ca și pentru mine a fost să fie semnificativ. Pentru că mă doare sufletul. Am venit un cetățean. Îmi scapă numele străzii, deși ar trebui să știu că acolo are și primăria are una sede parcă. Deci paralel cu Tomisu, spre mare, strada, prima stradă paralelă. În sfârșit, nu știu cum se numește strada aia. Așa. Ei, omul ăla a avut un diferent cu un vecin, într-un proces de sprituire a spațiului comun, faptul de numire juridică. Și exact pe hotarul dintre cei doi stau un brad de vreo 4 metri înălțime. Deci nu vă povestesc că am sunat Horia Constantin Scufece, Ovanesian, Raluca Georgescu. Deci cei trei oameni putere care puteau să facă posibil mutarea acestui brad. Lucrul ăsta a început să... Demersurile astea au început prin februarie. Am ajuns cam la sfârșitul martie, 30 martie, să fac o hârtie către doamna Georgescu, către Direcția Servicii Publice. Răspunsul am primit pe 30 septembrie. 6 luni. Nu s-a mai explicat că știți că trebuie să plece la mediu, că trebuie să apla juridic, că trebuie să... Doamne, 6 luni de zile să se dea un răspuns care, bineînțeles, a fost nu. Deci, brad acela a fost speriat, asta vreau să vă spun, o frumusețe de brad, care putea fi transferat. Da, vă spuneam că nu avem mijloace tehnice, că se am soluții. Pentru un brad, pentru un animal, pentru un om, trebuie să găsim tot timpul soluții. Pentru că ei sunt cele mai importante elemente ale orașului ăsta. Omul, animal și natura. Dacă nu avem grijă de ele, înseamnă că n-am lucrurile. E supărător pentru că dacă dumneavoastră și ceilalți consilieri locali, nu este singurul care se plânge, primește un răspuns abia după 6 luni sau câte au fost, noi ceilalți, ce șanse aveți să primim un răspuns? De asta este supărător. Și atunci, normal că poate mulți vin către consilierii locali, încercând să se rezolve problemele mai multe lucruri se rezolvă, să știți că se rezolvă. Intervenția consilierilor
capătă, să zicem, o greutate și de multe ori cei din primă e mai ajutat. Dar sunt și situații în care nu ajută. Din păcate, așa cum vorbeam și la început, ne întoarcem cumva la aparatul administrativ, care trebuie să fie mult mai greu. Știți, spuneați mai devreme de... dar trebuie să fie mai eficient. Da, spuneați mai devreme un pic de posibile diferente între noi și primar. Chiar dacă ar exista, înseamnă că e un partid violent, înseamnă că se mișcă lucrurile. Înseamnă că lumea nu stă la decizia și la ordinul cuiva. Și noi chiar încercăm să facem lucrurile așa cum dorim. Ei, așa ar trebui să fie și primăria. Să fie un organism viu acolo, că sunt niște toți, să facă toți în așa fel încât lucrurile să meargă din ce în ce mai bine. Fapt care prea se întâmplă totuși. Sunt câteva servicii în care sunt câteva persoane care, vă spun, sunt extraordinare. Eu pun mâna pe inimă pentru ele. Dar sunt și oameni care nu se văd în activitatea primării. Da, e o altă problemă pe care trebuie să o rezolve tot primarul. O să o rezolve. Deci eu v-am spus și înainte discuției noastre că eu sunt convins că domnul primar va rezolva problemele genul ăsta. Pentru că îl știu că este un om capabil, un om inimos, un om cu dorința de a face lucrurile foarte bine și eu sunt convins că pe viitor va rezolva problema. Vă ceartă cetățenii din cauza proiectelor administrației sau lipsei de proiecte? Să știți că au fost discuții, dar dacă le explici oamenilor, dacă le explici despre ce este vorba, să știți că înțeleg foarte bine. Cetățenii din Constanța nu sunt oameni care să nu priceapă despre ce e vorba. Lucrurile stau un pic mai prost. De ce? Pentru că lucrurile merg un pic cam în greu datorită legislației. Sunt întârziate licitații, nu se prezintă societăți pentru a prelua anumite lucrări. Domnul primar a încercat și cred că bine a făcut să lege mai multe proiecte pe anumite zone în același perioadă de timp, tocmai pentru a crea un disconfort în zona respectivă cât mai mic. Am întârziat proiectul, de exemplu, Pălăpușan, l-am întârziat câteva luni bune. De ce? Pentru ca să ajungă și Raja, proiectul ei, și să înlocuim și ceea ce ține de Raja, să înlocuim și ceea ce ține de proiectul pe care primăria are în derulare cu fondurile europene. Tocmai pentru a crea un disconfort cât mai mult. Numai că vedeți acum, Raja a continuat pe varianta acolo, lucrările foarte mult, s-au lungit foarte mult, probabil că sunt, știu eu, probleme tehnice care nu le poate depăși așa ușor și să întârzie destul de mult și începea lucrurile pe Răpurteanu. Problema e că sunt lucrări mai multe zone, nu numai într-o zonă, și atunci pare cumva că orașul e tot un șantier, da. Și ne creează acest disconfort. Acum, știți ce se întâmplă? Orașul ăsta n-a avut ani de zile, n-a avut un proiect european și dintr-o dată am trecut cu trei mari, să spunem. Plus că intră termia, acum care a fost de administrat. Început atunci. Început. Nu știm dacă ei și reușeau să și le pună în trafic. Deci nu putem să, nici să-i denigrăm că nu știm dacă făceau sau nu, dar nici să-i lăudăm că au început ei. Oricine era în momentul respectiv la firma orașului, cred că făcea acest lucru. Era și păcat să pierzi o asemenea sumă de bani. Ei, având trei proiecte astea mari, și derulându-se într-o perioadă de timp foarte scurtă, pentru că în 2023 trebuie să termine. N-ai cum altfel să faci. Și într-adevăr, va crea un disconfort orașul ăsta. Dar închipuiți-vă, peste 3 ani de zile, cum va arăta orașul ăsta dacă Lăpușneanu, Ștefan cel Mare, 1 mai, Mangaliei, se amenajează așa cum este trecut în proiectul acela, închipuiți-vă cum va arăta orașul ăsta. Știți ce întrebare am? E adevărat că se lucrează tocmai pentru modernizare, reabilitare, deci lucruri bune pentru viața noastră. Dar ce facem dacă aceste proiecte, acum, așa cum se întâmplă, continuă, se vor finaliza la un moment dat, dar dacă la anul începe proiectul legat de schimbarea rețelei de termie, spargem iar asfaltul pe care abia l-am turnat?
cred că va fi o mare problemă, pentru că nu se mai putem sparge asfaltul. Asta e și motivul pentru care domnul primar încearcă să urgenteze lucrările la termin. Marea problemă, știți unde este? Aici, la Ștefan cel Mare, unde nu se găsește încă un constructor și unde lucrările sunt destul de avansate în ceea ce privește proiectul european. Aici e marea problemă, pentru că acea zonă, din nefericire, nu este alimentată cu gaz natural. Și acolo va trebui ca lumea să se încălească mai departe de la cer. De la cer, de la termofiltrare cu asta. Deci aici este într-adevăr o mare problemă. E într-adevăr o provocare imensă pentru domnul primar și pentru cei de la termofiltrare. Este o mare provocare. Nu știm cum se va soluționa problema, dar cred că până la urmă trebuie să ne punem toți mintea la contribuție și să trecem peste pasul ăsta. E într-adevăr, aici este mare. În restul să știți că n-ar fi probleme. Restul n-ar fi probleme, pentru că se va merge pe schimbarea cuplatului pe Lăpușneanu, o dată cu proiectul. Acolo există posibilitatea, pentru că e mai la fel și Mangarii. Iar pe restul zonelor din oraș nu sunt probleme, pentru că nu suntem afectați de proiectul ăsta. Voiam să vă întreb, pentru că am avut acest început de săptămână dificil pentru cei care nu au avut sau nu vor să folosească mijloacele de transport personale. Am avut acest protest spontan CTBAS și vă întreb, încă nu să știți destul de bine problema, în primul rând și în ședința de Consiliul Local ați atras atenția că situația societății de transport nu este una fericită și totuși s-a votat atunci în continuarea delegării serviciului de transport local și n-a durat poate un weekend și am avut acel protest. Da, am să vă explic despre ce este vorba. Asta voiam să vă rog. Faptul că s-a votat acel proiect de hotărâre, eu cred că este bine. Să vă spun de ce, vă dau explicația mea. Orașul nu putea să rămână fără o delegare a serviciilor de transport public local. Deci era delegarea serviciului ăsta către o societate. Era o chestie care ar fi pus în colaps întregul transport în comun în Constanța. Dar ce s-a așteptat atât de mult? De ce atât de târziu? Asta, da, este o întrebare pe care și noi ne-am pus-o. Opinia mea este că și aici este o vină a direcției de servicii publice. De ce? Pentru că ei au comandat studiul ăsta. Deci ei trebuiau să urgenteze, nu CityBus. CityBus nu are în toată afacerea asta cu acel studiu absolut niciun fel de merit sau de nemerit. Problema este acel preț per kilometru. Acum, domnul primar a dat niște explicații. Din punctul de vedere al dânsului sunt ok, deci nu vreau să discut ceea ce a spus dânsul. Eu discut ceea ce știu eu. Acel studiu s-a făcut la datele furnizate de către Direcția Serviciilor Publice. Nu CityBus-ul le-a furnizat. CityBus-ul i s-a cerut anumite date, care au trebuit să le dea, alea care i s-au cerut. Ce li s-a cerut, aia de mai departe. Toate datele care i s-au cerut au fost date cu referire la ultimul audit efectuat în luna februarie, în lunile februarie, martie, anul ăsta. În care, într-adevăr, s-au depistat niște nereguli, unele mai mari, altele mai mărunte, dar nereguli care au condus, de fapt, la ce? La o cifră nereală a prețului per kilometru la momentul anului 2020. Acum, studiul ăsta, de fapt, la ce se referă? Se referă la un preț per kilometru la nivelul cheltuielor din anul 2020. Fără ca Direcția Servicii Publice să-l informeze pe domnul primar că, de fapt, salariile au crescut cu 200 de lei față de anul 2020 ale personalului. Deci s-au crescut. Deja sunt în creștere. Sunt în forță salariile astea. Li s-au dat niște sporuri în primăvară, care astea iar sunt peste ce au fost în anul trecut. Motorina a crescut cu 30%. Asigurările au crescut cu 30-35%. Toate autobuzele Isuzu au ieșit din garanție
și toată fi din garanție și acum tot ce înseamnă piesă de schimb trebuie să o cumpere schimbipasul, ca să nu mai spun manoperă. Deci este o creștere, de fapt, tot așa, un 25-35%. Nu se spune de faptul că autobuzele MAZ sunt scoase din funcțiune în mod teoretic. Ele sunt construite 2003-2004. Sunt autobuze puse în circulație de 18 ani. Ce bază poți să mai ai din punct de vedere tehnic al acestui tip de mijloc de transport? Nu, nimeni nu spune că, de fapt, acest proiect Isuzu a fost unul, de fapt, nereal și păgubos, totuși, pentru un oraș precum Constanța. De ce vă spun asta? Pentru că, deci eu am constatat, eu fiind inginer mecanic, am constatat că, din spusele celor de acolo, un consum de 14 litri de ulei la 6 luni de zile. Ulei, nu un motorin. La un autobuz nou. Asta înseamnă că n-a fost un cel mai bun proiect cumpărat. Mai e de spus ceva. Mai e de spus și faptul că primăria a preluat o parte din activele Citybus-ului. Adică Citybus-ul până acum prima o cheie de la RAR, filialul Constanța. De care nu mai primește acum. Pentru că am cedat, Citybus-ul a cedat către primărie acel spațiu și chiria aferentă acelui spațiu de la primăria nu mai e Citybus-ul. Deci sunt niște bani pe care Citybus-ul îi are ca diferență față de anul 2020. Asta am explicat și în ședința de Consiliu, asta explic și acum. Prețul per kilometru este unul nerealist. Dar este adevărat ce spune domnul primar. S-ar putea să nu fie 9,26, nici 10 sau 11, cât au zis cei din Citybus, să fie 8. Dar haideți, fraților, să facem un calcul adevărat. Că asta am cerut. Haideți să facem un calcul adevărat. Un calcul care să vedem exact ce se întâmplă aici, ce se întâmplă aici, ce se întâmplă aici. Iarăși este adevărat că primăria oferă o mare parte din suma veniturilor. Dar să ne uităm și ce înseamnă suma aia. Înseamnă pensionari, înseamnă elevi, înseamnă handicapați, că n-ai cum să oamenii ăștia trebuie. Înseamnă studenți. Sunt subvenții. Ne gândim la faptul că prețul pe fiecare câte e 1,50 €. Dacă dumneavoastră mai spuneți mie preț de biletul de autobuz, 1,50 € în România, eu le plătesc transportul în comun la toată Constanța. Ideea a fost că, dumneavoastră spuneți, au crescut un pic salariile, au primit și acele sporuri și totuși ei au făcut protest, de fapt, pentru că au făcut un protest în fața primăriei în care au cerut mai mult salariu. Acum hai să fiu și avocatul diavolului. Adică al celor care cer mai mult și mai mult și mai mult. Da, oamenii cer pentru că, în opinia lor, nu trebuie să fim de acord, de adevărat, dar trebuie să-i ascultăm, pentru că sunt și oameni la fel ca noi toți. Oamenii ce spun? Dom'le, salariul nostru este 3.400 €. Ăsta e salariul lor brut. Brut? 3.400. La momentul ăsta. Deci nu banii pe care îi primesc efectiv în buzunar. E adevărat că domnul primar n-a greșit când a spus 3.700 net. Ați vorbit de o medie. O medie. Dacă punem și salariile mai mari, da, poate ajungem la început. Nu ăsta e motivul. Un lucrător, un șofer de la Citybus, știți câte ore lucrează? Asta voiam să vă întreb. Lucrează o normă întreagă, adică cele 170 de ore pe lună, plus cel puțin 50 de ore pe lună. Deci încă o treime, care înseamnă sâmbetele și duminicile, înseamnă ore peste program fiecare zi. Oamenii sunt obosiți și aici îi cred. Ăsta e un motiv pentru care salariile lor creșteau până acolo. Pentru că având ore de noapte, ore de Sfântă Duminică, aveam niște sporuri. Acum sporurile acelea, având încă 50 de ori, încă o treime din salariul mai mult, ajungeau probabil la sumele acelea. Ăsta este motivul pentru care, dar omul este epuizat. Orice vor, oameni. Eu am stat între ei, să știți că luni, când dumneavoastră sau alții erați la poartă, eu eram în mijlocul și stăteam de vorbă cu ei. Și i-am întrebat, domnule, vrem și noi salariul mai mare, de ce?
Pentru că ne-am săturat să mai muncim atât de mult. Vrem să stăm și noi cu familiile, vrem să plecăm și noi în concediu. Da, dar ei susțineau... Și să aveți și un câștig cât de cât. Susțineau că efectiv lunar, în buzunar, primesc 3.000 de lei doar după ce lucrează aceste ore suplimentare. Și dumneavoastră ce are să spună? Că primesc 3.000 și atâste bani în mână? Vă întreb care e adevărul, pentru că dumneavoastră... Nu, e adevărat, e adevărat că ei câștigul lor este în funcție și cât muncesc. Poate că sunt unii care câștigă 3.000 pentru că nu acceptă să lucreze suplimentar sau foarte puțin. Ori fi și din ăștia. Dar majoritatea au familii cu nevoi, au copii. Să știți că este un pic de nedreptate aici, așa, am sunt totdeauna. Vreți un pensionar care are 20 de milioane de lei pensie? El are gratuitate pe mijlocul de transport. Câți muncitori au salariu minim pe economie? Ca 14 milioane și au și 2-3 copii de întreția. Adică vreți, aici e o nedreptate. Nu zic că nu vreau să-i dea pensionar, Doamne ferește. Da, pentru că și el a muncit la viața lui o groază de timp și merită acum, peste tot în lume, seniorii sunt respectați în felul ăsta. Dar de ce muncitorul ăsta să fie petrecit luni să n-ar putea să ducă la muncă? Pentru că celălalt muncitor din Citibas nu are un salariu pe care să-i convină. De ce au fost ani de zile, eu, copilul meu în liceu, am plătit abonament ani de an, dar luni de luni. Și am depășit într-o zi, am uitat să-i cumpăr abonament. Și atunci l-am prins și am plătit și amendă. De ce? La mine e cazul fericit, bani de unde să dau bani. Am însă suficient de mare ca să pot să-mi permit abonamentul sau plata unei de bani. Dar sunt o groază de oameni care nu avem. Da, eu m-am întrebat tocmai pentru că nu s-a spus clar nici până acum de nimeni care este salariul unui șofer, efectiv. Salariul ăsta este. Pentru cele 8 ore, nu vorbim de ore suplimentare, nu vorbim de... Pentru a putea să facem o comparație cu salariile pe care le obțin ceilalți constanțești. Dacă nu ar munci suplimentar, vă spun, salariul minim, că unii șoferi au salariul un pic mai mare datorită de chimii, datorită altor sporuri care le-au acolo. Dar un... Marea majoritate au salariu, dacă n-ar munci suplimentar, cam în jur de 2.000-2.200 de lei. Ăsta ar fi salariul. În același timp, tot Consiliul Local a aprobat acum câteva luni mărirea organigramă. Da, asta trebuie discutată iarăși. Vedeți, și eu acum sunt într-o asemenea dilemă, pentru că tot încerc să îmi justific mie anumite posturi, nu numai din CityBus, tot oricum și la mine la serviciu încerc să îmi justific chestia asta. Băi, de ce ăla e așa, de ce ăla așa? Noi, în general, în România, mergem pe ideea de ar fi bine să fie organigrama asta. Nu. Organigrama se pleacă invers. Ce nevoie am într-o instituție? Adică să fac o analiză organizațională. Ce nevoie am într-o instituție, mai ales de genul ăsta în care sunt 700, 800, 900, 1000 și ceva de oameni? Și atunci văd, am nevoie de atâția șoferi, am nevoie de atâția economiști, am nevoie de atâția directori, am nevoie de atâția la întreținere. Și atunci lucrurile vor sta altfel. Doar că s-a greșit. Vedeți, iarăși nu ne putem noi băga în treburile astea alta, decât să spunem, suntem sau nu suntem de acord. Că noi suntem primii care aprobăm, după care printre la colegiul din Consiliul Local să aprobe organigrama. Dar Consiliul de Administrație, Comisia Executivă au mandate pe anumite perioade de timp. Ei sunt cei care răspund. Adică pe ei trebuie să tragem la răspundere de ce organigrama este așa. Greșeala noastră poate că vine în momentul ăsta la faptul că nu am cerut niște explicații pertinente asupra modului cum au gândit organigrama. Și am zis că au făcut un lucru că așa au considerat că e ok. Dar acum am ajuns și noi la concluzia că, de fapt, avem și noi, poate partea noastră de vină în toată nebunia asta. Acum ați aprobat totuși în ANCA și în CEA, dacă ne aduc aminte, în acea zi, mărirea salariilor, încet, încet. Da și nu. Fiecare dintre noi am participat într-un fel sau altul. Cei care sunt în măsură, în schimb, să vă părască sunt cei din Consiliul Executiv. Directorul general acolo are toată responsabilitatea asupra deciziei de a negocia și de a mări sau nu salariile oamenilor pe care îi conduce. Da, și noi am fost de acord. Să știți că au fost niște negocieri destul de serioase.
dorințele lor inițiale au fost fantastic de mari. La ce s-a ajuns la o sumă mai mică, cam cu jumătate din ce au cerut. Acum nu știu dacă e bine sau nu, sincer să fiu, singura parte bună în toată afacerea asta este că oamenii sunt mulțumiți că au câștigat niște bani și cea mai eficientă măsură este aceea că lucrul a reînceput în oraș, adică autobuzele s-au mișcat chiar în acea seară. Să știți că a fost un moment în care au zis că noi nu vrem să începem în seara asta. A fost un moment de genul ăsta. Și a spus că nu se poate, adică noi ce facem aici? Ne stăm de dimineață, că lucrurile au început la 8 sau au început totul, e nebunie. Noi am ajuns un pic mai târziu în ceilalți. Dar cei din Consiliul de Administrație și Consiliul Executiv de dimineață și până seara la 9 am stat acolo. Și fără domnul Chița. Nu aș putea spune că au copii la telefon, dar n-a fost. Acum nici nu știu dacă era prezența lui, era obligatorie acolo sau nu. Asta e o altă discuție. Dar nu sunt în măsură să judec chestiile astea. Era treaba noastră până la urmă să rezolvăm problema. Am rezolvat-o așa cum am putut și am considerat că e ok și e în regulă. Nu știu dacă am făcut cel mai bun lucru sau nu. Iarăși nu pot să-mi dau cu părerea eu, pentru că eu sunt mulțumit în felul meu de ceea ce am făcut noi acolo. Dar asta ar putea ca poate să ne mulțumească. Ar trebui să ne așteptăm la alte sincope de genul acesta? Din punctul meu de vedere, nu ar trebui. Adică... Cunoscând situația financiară societății. Ar putea exista anumite sincope financiare, s-ar putea exista. Eu cred că în situația în care Citybus va veni cu o justificare corectă, sinceră, adevărată, față de cheltuielile pe care le suportă, eu cred că domnul primar nu va spune nu. Pentru că știu, îl cunosc, și atâta timp când te duci la el să-i justifici un lucru adevărat, nu o să spună că, băi, n-aveți dreptate, tot eu am dreptate. Nu, pentru că vede adevărul și vede care este realitatea. Și s-a demarat din nou acest studiu? Nu, acest studiu nu are cum să se demareze acest studiu. În 2021 sau care e prețul real? Conducea Citybus, din câte cunosc eu, au demarat o acțiune prin care să angajeze un expert pe domeniu în care să meargă punctual pe determinarea acestui preț pe kilometru. Cu justificările de rigoare, adică să vină efectiv argumentat în tot ceea ce face. Și atunci să putem veni și noi să punem pe baza domnului primar, domnule, uite, astea sunt realitățile, uite, astea sunt cheltuielile, astea sunt posibile venituri. E adevărat că s-a pus și în discuție ce venituri suplimentare poate să facă Citybus la momentul ăsta. Pentru că iarăși este o chestie foarte ciudată. Toată lumea spune, stai mă, dar așteptați numai la primărie? Da, n-avem ce face. Pentru că Citybus este limitat în ceea ce privește dezvoltarea unor alte activități. Era foarte fain să avem și noi posibilitatea să facem un ITP care să vină un pic mai ieftin decât alții, să facă la Citybus revizie. Închipiți-o cu toți șoferii din Citybus, veneau acolo să facă ITP-ul. Era fain să putem să deschidem și noi acolo o spălătorie, să putem să facă, un atelier mecanic. Și multe altele, o școală de șoferi. Dar nu suntem în măsură să derulăm asemenea tipuri de activitate. Suntem limitați de lege. Se poate modifica, nu? Nu știu dacă se poate modifica, pentru că există... Se poate adăuga caienii? Există o anumită restricție ceea ce privește regimul juridic al Citybus-ului. Nu pot eu să vă spun acum, pentru că nu e în domeniul meu, dar știu sigur că există anumite restricții, pentru că s-au discutat lucrurile astea. Adică nu mă închipuiesc că nu s-au pus în discuție. Dar sunt anumite limite pe care trebuie să le respecte Citybus. De asta vă spun că sunt discutabile foarte multe din aspectele acolo. Acel studiu pe care l-ați votat în Consiliul Local, bun sau rău, acela este acum în vigoare, să spunem? Așa este. Propune și creșterea prețului la bilete. Lucru pe care l-a reclamat cumva și angajații la protest. Că este cel mai mic preț cumva din țară, dacă nu mă înșel, și că ar trebui să crească. Studiul a luat în discuție, deci e doar o propunere.
Nu, asta nu înseamnă că se va mări sau nu se va mări. Dar dumneavoastră l-ați votat, adică acea propunere cumva este bună. Nu aștept cu nimic să te pasă chestia asta, dacă mai... Creșterea prețului bilet nu înseamnă că... Pentru că ce se întâmplă? Creșterea prețului la bilet, într-adevăr, asigură, poate, asigură un cash flow pentru o instituție mai mare. Dar, pe de altă parte, compensația de la primărie va fi mai mică. Cât câștigi pe partea, pierzi pe partea țară. Deci cam asta este... Per general, așa, discuție. Noi trebuie să regândim poate un pic traseele, adică să coborâm numărul de kilometri pe an. Poate că să regândim un pic cadența dintre mijloacele de transport, distanța în timp între autobuze, să nu mai fie, știu eu, 3 minute, să fie 4 minute. Să pot găsi anumite soluții în care să putem, știu eu, micșora cheltuielile. Dar asta tot un specialist o poate spune. Nu mă pot pronunța eu sau Consiliul de Administrație. Trebuie să fie o propune tot la un om care să fie format pe domeniul ăsta. Eu v-am dat două exemple care ar putea constitui, știu eu, un element de a începe scăderea prețului pe kilometru. Cu siguranță scăderea prețului pe kilometru se va întâmpla la an. De ce? Pentru că vor veni autobuze electrice care sunt foarte ieftine în ceea ce privește exploatarea lor. În comparație cu motoarele termice folosite la actualele echipamente. Dar nu sunt unde ajung, sunt doar o parte. Sunt puține, adevărat, sunt puține, dar știți ce se întâmplă? Este momentul în care Uniunea Europeană oferă foarte mulți bani pe domeniul ăsta. Și atunci noi trebuie să aplicăm cât mai mult cu putință. Vedeți, ăsta este motivul pentru care Citybus-ul trebuie să fie un pic profitabil. Și primăria trebuie să... Pentru că Citybus-ul ar putea aplica direct dacă ar putea fi aplicabil și, bineînțeles, să fie un SRL în piesă. Vă întreb pentru că de asta nu știu cum a reacționat și lumea și... Domnul primar spunea că asta trebuie să facă un profit mai mare, să găsească un mod de eficientiza activitatea, de a-și mări fondurile proprii. Este vreo șansă? Dacă domnul primar sau oricine altcineva din lumea asta poate să-mi arate un oraș, oricât de mic ar fi el, în care transportul în comun este profitabil, atunci putem face și noi. Nu se poate. Peste tot este subvenționat. Peste tot. Și peste tot se investesc bani cu nemiluita, ca să poată, de fapt, orașul să fie cât mai curat. Pentru că să știți că, așa cum se întâmplă acum, exploatând asemenea tipuri de echipamente, poluăm în ce mai mult oraș. Mi-e pare teribil de rău că am avut un primar înainte care a distrus orașul ăsta din punct de vedere al mijloacelor de transport. Păi, vă închipuiți acum să fi fost tramvai și troleibuze în Constanța? Exista nebunia care e acum? Cheltuielile erau astea? Ca să repaci acum tot sistemul ăla, este aproape imposibil. N-ai cum dat ția bani. Deci, din punctul nostru de vedere, n-ar trebui să ne așteptăm la creșterea prețului la bilet. Chiar dacă va fi făcută creșterea, va fi cu o sumă foarte mică, în așa fel că să nu se vadă în buzunarul cetățeanului. Eu, sincer să fiu, dacă ar fi după mine, să știți că eu aș face transportul gratuit în Constanța. Dacă ne aduceți bine aminte, este propunerea domnului primar din campania electorală. A fost o sugestie atunci, am făcut semnă niște calcule că s-ar putea face lucrul ăsta. Vedeți, vă spuneam că a fost auditul din primăvară. Și în primăvară, noi dacă aveam informațiile corecte, poate că n-ajungeam la soluția prețului per kilometru care a fost în primăvară. Dar ni s-au dat cu lingurița informații, cu lingurița, tocmai pentru a acoperi niște greșeli care au fost făcute. Acela s-a întâmplat, am avut informații foarte, foarte eronate în ceea ce privește transportul comun. Și probabil că de aici a ieșit și acea propunere cândva și nerealizarea ei acum, pentru că e aproape imposibil pentru Constanța. Dar, repet, eu dacă ar fi după mine, aș merge pe un transport
gratuit, pentru că și așa, din Palas, autobuzele merg prin Edar, numai jumătate se plătește, să se plătește cu plete. Și nu sunt pensionar, să știți. V-am întrebat de tarife mărite, pentru că domnul primar a anunțat zilele acestea o nouă creștere a prețului pentru energia termică. Și a, nu, dar n-ați deja spus. Ne gândim așa la ce costuri trebuie să mai plătim în plus și în plus pentru diferite servicii. A afirmat faptul că s-ar putea să existe o creștere. Când curând ce va fi, nu știm ce va fi. Ceva zice colegul nostru, prietenul nostru bun de la răsări, dacă ne mai îmbrește sau nu ne mai îmbrește gaz, ca preț. Deci stăm și noi... Da, dar deja un preț clar, 1.624, dacă nu mai știu. Da, eu aveam altă sumă, dar nu contează asta. E posibil, de ce să nu o recunoaște, e posibil să crească. Dar nu știm exact cu cât, că va fi 500 de lei, că va fi un leu, rămâne de văzut. Vă întrebam, pentru că dacă ar fi transportul gratuit, cum spuneați dumneavoastră, atunci crește subvenția, dacă mai crește subvenția și pentru energie termică, știți că domnul primar spunea că nu avem de unde. Nu, de ce vă spun? În momentul în care aș propune asemenea situație, eu m-aș documenta foarte serios. Există Luxemburgul, care este oraș în care transportul este gratuit. Am văzut, acum nu știu cât de adevărată informație de pe internet, că și Ploiești ar avea o semi-gratuitate. Și Lugoșul, numai că Lugoșul au dat faliment. Deci nu a fost o măsură foarte eficientă acolo. Sunt foarte multe orașe prin Asia care au transportul gratuit. Este adevărat, în schimb, alt aspect. Pentru că, vedeți, eu m-am luat cândva de un prieten drag acolo, Horia Constantinescu, în care a venit să-mi explice mie că el a studiat parcarea în Londra și Paris și vrea să o aplice în Constanța. Nu suportă comparație. Exact acel lucru pot spun și eu. Orașul Constanța are 300.000 de locuitori. Sistemele astea de gratuitate a transportului în comun se referă la orașe care au o medie 30-40.000 de locuitori. Este foarte important aspectul ăsta. Pentru că e vorba de lungimea traseelor, e vorba de numărul de călători, e vorba de numărul de transport. Depinde foarte mulți factori. Toți factorii care conduc la costuri. Dar Constanța are un mare avantaj, este oraș turistic. Și noi am putea marja pe aspectul ăsta. De ce? Pentru că am putea pune o taxă pe transport în comun la turiști. La fel ca și parcarea. Și parcarea mi se pare un pic discutabil aici. Pentru că, vedeți, în Mamaia s-au făcut hoteluri peste tot. Au un minim de locuri de parcare care asigură 30% sau cât e, dar restul, unde își parchează mașina? El își face treaba la hotel. Dar, în schimb, primăria nu trebuie să-și o facă și ea? Aici, pe de-o parte, aveți dreptate. Hotelierii nu au amenajat sau nu au găsit soluții pentru soluțiile care trebuiau găsite pentru a oferi tuturor turiștilor, clienților, locuri de parcare. Dar, în același timp, din ce am discutat cu turiști, cu anumiti turiști, costurile devin foarte mari în momentul în care stai câteva zile. Da, e adevărat. Asta am fost de comun acord de la început și atunci n-am zis că vom găsi soluții. Să știți că toată lumea este hotărâtă să găsească soluții în privința asta. Deci nu e nimeni care să se opună. Dar am dat ca exemplu, adică să poți găsi soluții. Asta vreau să te gândiți cu alea. Eu cred nici turistul prea. Exact. Că apoi numai unii ar constanță. Oricum e foarte puțin. Da, din păcate, știți, la noi gândită și aiurea turismul ăsta, pentru că hotelierii cer niște prețuri foarte mari pe timp de vară, în comparație cu, știu, cu bulgarii sau cu alții, și s-ar putea să le fie în defavoarea lor aspectele astea. Trebuie găsite soluții. Eu cred că dacă se așează lumea la masă așa cu toții, găsite soluții în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Înainte să închidem, aș vrea să vă rog să vă întreb. Da. Dacă există un proiect pe care ați dori să-l inițiați în curând sau împreună cu colegii de la PNL? Sunt mai multe proiecte. În primul rând, noi ne dorim foarte mult parcări în oraș. Parcări din acestea cu mai multe nivele folosite. Din păcate, există oarece probleme legate de spațiile unde se pot ele construi.
Există problema banilor, pentru că nu întotdeauna parcările nu sunt eligibile din punct de vedere al fondurilor europene. Trebuie să găsiți parteneri în ceea ce privește construcția lor, ceea ce e foarte dificil. Personal am luat legătura cu câțiva oameni pe care îi cunosc eu și care se ocupă de domeniul ăsta și mi-au promis că se interesează dacă există oarece doritori în ceea ce privește construcția în parteneria public-privată a unei parcări. Este un lucru care oricum trebuie să-l realizăm într-un fel sau altul. După aceea ar mai fi și alte aspecte care trebuie să rezolvate. Iar locuri de joacă pentru copii sunt foarte puține. Cele existente, multe dintre ele, nu sunt sigure din punct de vedere al folosirii spațiilor de joacă de acolo și trebuie implementat rapid. După aceea, ce să vă spun, noi încercăm și ați văzut că a fost o inițiativă și din partea Consiliului Liberal crearea de noi creșe. Și mai avem în vedere anumite spații pe care să le transformăm, pentru că sunt foarte mulți tineri care nu au unde să-și ducă copiii. Creșele trebuie să aibă și spații generoase pentru că acolo ai nevoie și de loc de joacă, ai nevoie și de loc de dormit, și de loc de mâncat, și de loc de studiu sau ce fac copiii la vârsta aia, desenează ce fac ei acolo. Deci ăsta e iarăși un aspect pe care îl avem în atenție. Mai sunt și alte proiecte. Mă gândeam să punem în, eu cel puțin, un proiect personal pe care unii îl iau așa în derâdere. Sincer să fiu, mă gândesc și la oamenii de cultură și de sport din orașul ăsta care au fost lăsați pe deoparte și să facem ceva pentru ei ca să în chimile să le plătim efortul și timpul pentru creația artistică sau sportivă pe care l-au cheltuit ani de rândul și care de multe ori lumea i-au dat uitării. Și să știți că mă gândesc foarte mult la una dintre bunele mele prietene și amici, Liana Șputean, care aș vrea să-i promovez un cântec ca și imn al orașului, imn care e compus de regretatul compozitor Lupu. Deci sunt, preocupări sunt, timp să avem, să știți. A, ca să nu vă mai spun că iarăși un proiect personal care mă mănâncă, o macină, proiect, mai mult, nici măcar nu mai pot să-i spun că e proiect, ci mai mult preocupare, este programul ăsta care e început de ani de zile în Constanța și care nu se mai termină și se tărăgânează la nesfârșit, de reamenajare, de reparare, de, cum vreți să-i spuneți, de construcție a unor spații noi în licee și școli din Constanța. Liceul sportiv, vă spun, dacă mergeți și acum la liceul Nicolae Rotaru, o să vedeți acolo un dezastru. Un dezastru. Nu s-au terminat lucrările. Pare de cap, da. Lucrurile nu au terminat. Le-au dus în, așa, în groapă, pentru că au curățat tot ce a fost acolo stricat. Deci au lăsat așa. Adică se degradează pe mai departe, pe mai departe. Ce s-a reușit acum? S-a reușit oarecum redresarea structurală a sălii de tenis de masă, care ar fi fost, culmea, ar fi fost și păcat, cei mai mari sportivi în tenis de masă în România și aproape din Europa se antrenează acolo. Nu știu dacă ați fost vreodată în sala aia, unde sunt, cred că sunt 100 de tineri acolo care se antrenează într-o sală organizată super, nemaipomenit de domnul Sebece. Dar sunt toate spații în care stă să cadă pe ei. Deci căminul care arată cum arată, cantina care nici măcar nu mai e cantină, sala de sport care plouă în ea, asta am dat exemplu aici. Dar luați Traian, unde sunt iarăși în Consiliul de Administrație. Unde mai sunt iarăși școli? Luați școala 28, care o știu și care nu are sala de sport și e o școală, e unica în zona aia în care sunt o grază de copii. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut în acesta. Timp și bani să avem. De asta vă spun că domnul primar are și o săracu
limitat și timpul și, și proiectele. Pentru că nu are când să le facă. Și nu mai are. Trebuie cumva să comunice poate lucrurile mai bine. Asta să știți că și noi am pus-o în discuție. Faptul că există o comunicare puțin defectuoasă între primărie și presă, chiar și între Consiliul Local și presă. Este un pic de... am avut și noi problemele noastre. Și la partide. Și USR-ul și PNL-ul am avut problemele astea. Sper să se rezolve zilele astea. Sper să ne apucăm de treabă serios. Sper să, să închegem un guvern cât mai solid până în 2024, să dea Dumnezeu să nu se mai certe, să nu se mai rupă niciun fel de fir și să putem face cât mai multe lucruri bune. Noi aici în orașul nostru pentru noi și alții în orașul lor pentru ei. Susțineți un guvern PNL-USR-ul, DNR? Punctul meu de vedere, da, este pe către un asemenea tip de guvern. Acum, nu eu hotărăsc, sunt, sunt discuții și știu, interese pe care cei care conduc cele două partide, cele trei partide mari din țara asta, le vor pune în tară și vor hotărâ ce e mai bine pentru mine. Veți colabora cu amici locali PSD dacă va fi un guvern? Să ajungem noi până acolo și vedem atunci. Până acolo mai avem mult. Am înțeles. Mulțumesc frumos că ați venit, că ne-ați răspuns la întrebări. Și o să vă rog să mai veniți. Orice să vă invitați, eu vin cu cea mai despre proiecte și ce se mai întâmplă în oraș. Mulțumim și noi astăzi că ne-ați urmărit, că ați fost alături de noi. Vă spun pentru astăzi la revedere și vă invit să continuați să urmăriți pagina noastră de Facebook și, bineînțeles, Focus Press.ro. La revedere! La revedere, siguranță!